Iar temperaturile ridicate se pot transforma în cel mai mare dușman al pielii tale. Pe lângă îmbătrânirea precoce a tenului, radiațiile UVA și UVB pot fi un pericol. Acestea sunt cele care pot determina modificări la nivelul celulelor pielii și pot duce la apariția cancerului de piele. Specialiștii îți recomandă să folosești protecția solară indiferent de momentul zilei sau de fluxul activităților tale. Se ridică mereu problema ce mă fac pe timpul zilei când sunt machiată. Sau se recomandă, de exemplu, în fața calculatorului. Și dacă există machiaj pe față, ce variante există? Sunt foarte multe produse sub formă de spray invizibil, care se poate aplica inclusiv peste fundul de ten. Așa că am găsit soluție și pentru această problemă. În timpul zilei îl trebuie repetat de fiecare dată când ieșim afară sau la plajă sau la 3-4 ore, iar atunci când ne expunem direct la soare, trebuie repetat chiar la 1-2 ore, mai ales la persoanele care suferă de hiperpigmentare sau cu foarte mulți nervi sau alunițe pe corp. Radiațiile ultraviolete îți pot afecta și zonele cu sensibilitate crescută, precum alunițele. Însă acum ai o variantă simplă pentru a oferi protecția necesară. Factor de protecție sub formă de stick. Asta este foarte interesant, este cu factorul 100 plus, ce ne ajută foarte mult să ne protejăm zone cu sensibilitate crescută, cum ar fi alunițe sau, de exemplu, hiperpigmentarea de la nivelul mustății, diferite leziuni la nivelul pielii, și atunci e foarte ușor să folosim acest stick localizat pe zonele respective. Și nu doar soarele îți poate afecta pielea. Clorul din piscină îți agresează și dezhidratează bacteriile bune de pe piele. Doctorul Olga Simionescu îți explică riscurile. Piscinele se clorinează și de aici rezultă probleme cutanate, date în primul rând din iritația de la clor și apoi infecții pe care le putem lua la nivel cutanat, de la ciuperci, dermatofiții, până la inclusiv Trichomonas vaginalis. Se pot agrava anumite suferințe dacă există, de exemplu, interacțiunea dintre clor și leziunile eczematoase din dermatita atopică.